cadrul strâns aici. Stai. Să facă. Uite, bă, de aici, vă pleacă, bă. Lasă-mă că vreau și o ascult acum în caș. Mâine, la muncă, toată lumea este. Muncă și eu mă duc, mă duc, fac Japonia! Episod susținut de Adrian Rațiu, fotografer. Salutare din nou de aici, din Marea Britanie. Mă grăbesc pentru că astăzi mă duc la show de stand-up comedy cu Bobonete, Băncică, Rait și Costidiță. Mă aștept la un show foarte tare, dar înainte să mă urc în mașină vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat canalul de YouTube. Suntem 3000 deja, sincer nu mă așteptam la treaba asta. Și mă bucur foarte tare și vă mulțumesc și sper ca să primiți content de calitate pe acest canal de YouTube, pentru că asta e the main reason pentru mine. Să postez conținut de calitate prin care să vă ajut să vă și fac un pic să râdeți. Și cel puțin să nu pierdeți timpul în vreme ce vă uitați la contentul meu de pe YouTube. Așa că hai să mergem în Londra. Bun, am parcat mașina și mă duc la metrou. De aici mai fac undeva la 20 de minute, dar oricum e Alex acolo care să facă fotografii. Vezi că la video n-ai voie să te uiți în cameră, știi? Alexandru. Și eu trebuie să iau doar niște cadre video pentru after movie și mă duc să mă întâlnesc cu băieții pe care nu i-am văzut din 2018, cred că. Flashback. Good evening, ladies and gentlemen. End of flashback. Hai că ne vedem. Am și prins aglomerația de pe lume aici, pe Piccadilly Line. Bine că am prins loc între. Forța aglomerat. Se apropie sărbătorile și foarte, foarte, foarte multă lume. Foarte aglomerat. Piccadilly Circus. Mai am un pic și ajung. Nii! S-au pus și luminile. Doar că încă nu-s pornite, cel puțin acei. Trebuie să vin cu băieții, cu colegii fotografi la o ieșire pe aici, prin centrul Londrei, să mai facem un vlog de fotografie. Hai să vedem ce se întâmplă. Să vedem și ei pe aici. Uite-l pe domnul Rait. Acela.
seară, s-au luat niște acuma, cu pasă, fii sănătos! Show-ul de la The Comedy Store și am fost aici abordat de George, așa-i? George Domnar, da. Salut! Încă o persoană care m-a recunoscut de pe YouTube. Și mă bucur tare mult că... Content... Face treabă foarte bună și îmi place ce faci. Super content. Mă bucur tare mult. Mă bine, foarte. Păi dă-mă banii aia, mă, nene, mă. Cine strigă după mine? Păi dă-mă banii, mă, că ți-am venit la podcast. Dă banii aia. Băi, să nu dau, mă, nu, până nu dai banii, nu-ți dau. Mă, Vindri, faci stop-sotic, mă, stii. Am văzut și un stack, bă, atunci. Aia, dă-mă pe mine, dacă nu cânti. S-a terminat show-ul de la The Comedy Store. Mă grăbesc să ajung acasă ca să editez câteva fotografii, să le avem pe acum seara. Și ne vedem mâine la Apollo, unde practic o să fie cel mai mare eveniment făcut vreodată într-un spațiu închis în comunitatea de români în Europa, în afara României. E o sală imensă, nu știu exact câte locuri, dar o să vă pun aici scris, o să verific pe Google. Biletele s-au vândut în doar câteva zile. Deci a fost sold out în doar câteva zile. Extraordinar. Bine atunci. Hai că ne vedem la Apollo. Pa. Salutare din nou. Astăzi e a doua zi, ne pregătim de Apollo, aici cu domnul Florin. Enjoy events. Salut. Am încercat să le zic ieri la oameni câtă lume o să fie astăzi. Câte bilete s-au vândut astăzi? Aproximativ. Aproape 4000, 3100. Foarte tare. Să vezi calculul. Da, și acum să vezi calcul. Dacă, stai că pun 2, 3 și pun... Puf. Da. Salut! Salut! Ce studii avem? Șmecherie! Oh, hello! Hello! E mai artistic, nu? Așa oricum. Mai dramatic. Dați cadrul strâns aici. Stai. Uite, bă, aici, vă pleacă, bă. Lasă-mă că vreau și eu ascult acolo în care aș m-a lăsat! Nu! Nu! Pleacă! Am tricou acolo, domnule, nu poți pleci fără el. Date! Aici! Mulțumesc! And what else can I say? Oh god. Nice. Oh, I forgot my other word. I do know another word, but I forget it. It's okay. Thank you anyway. Lumea întreabă că despre ce e vorba aici, că văd atâtea mașini și cu firma de securitate. Și le spunem că sunt artiști faimoși din România. Și lumea începe să zică cuvinte pe care își aduc aminte din română. Asta se dovedește încă o dată că românii sunt în top 3 cele mai mari comunități din Marea Britanie.
că toată lumea este. Nu, că și eu mă duc, mă duc, fac Japonia! Fac poză, ne filmăm. Ok. Vrem să promovăm spectacolul de miercuri? Da, da, nu știu dacă o să fie. Gata, e ok, e ok. Nu știu dacă o să fie postat până miercuri. A fost plin asratat, îmi pare rău. Corect. Vezi că la video n-ai voie să te uiți în cameră, știi? Alexandru. Ușa e. Jesus, vii seama ce, cum ar fi fost ca Iisus chiar să vadă fața ta? Cred că ce să distrau eu, sunt trimisul lui Dumnezeu.